Păi iau, deschid cartea, deschid capitolul, citesc cu foarte mare atenție primele două paragrafe, trei paragrafe din capitol, în care americanul își expune intențiile. Citesc cu foarte mare atenție ultimele paragrafe din capitol, în care el trage concluziile. Și cu ocazia mi-am format exact nevoia, pe nevoia mea de înțelegere a ideilor generale, că pe alea le prind. Pe celelalte degeaba le citesc, că nu le prind. Nu? Eu sunt un vizual spațial, când ies să mă duc la algoritmi, am pierdut. Dar ca să am viziunea generală, pe astea le prind imediat, dintr-o buche, citind nu toată cartea, ci pe la urmă câteva pagini. Am prins ce? Ideea. Filosofia. Ca să ajung să prind și regulile jocului, că americanul face apel și are niște reguli. El pune acolo tot soiul de date, tot soiul de concepte, le sistematizează, pe urmă le leagă între ele, câte una, câte una, trage concluzii parțiale. Eu trebuie să-mi ies din pantofii proprii. Trebuie să încep să gândesc ca un secvențial. Trebuie să încep să caut reguli. Dar nu pot face în prima fază. Pentru că prima mea fază e de vizual spațial. Zice, domnule, eu trebuie să înțeleg contextul, ideea generală. Eu trebuie să văd cu ce mă joc, pe ce orizont navighez. Și pentru mine e foarte util așa. Citesc pe diagonală. Pac, asta vine. Pe urmă, blu, 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 pac, asta vine. Mi-a făcut o imagine. După ce am parcurs 12 capitole și am citit câte 6 paragrafe din fiecare capitol și atât, și mi-a făcut imaginea generală, am băgat în strategia mea de învățare, de exemplu, datele care pentru mine sunt ușor de prins și care îmi configurează un orizont de înțelegere, atunci pot să mă încalc în pantofii secvențial, să iau cu creionul pe hârtie, ca să văd cum corelează filozofia respectivă cu regulile pe care le introduce, cu bibliografia, cu ce zice unul, ce zice altul, cu citatele, dacă nu are defecțiuni. Dar eu, ca vizual spațial, dacă nu am ideea generală, am tendința să o iau inductiv. Dacă citesc din aproape în aproape, rând cu rând, cuvânt cu cuvânt, tot, de fiecare dată când dau de o idee nouă, eu trebuie să mă duc la izvoare, să văd de unde Dumnezeu a scos chestia aia. Cum se leagă alea de alelalte? Că e ceva aici care scapă. Și viteza mea de învățare devine foarte înceată, foarte redusă. Dar pentru deștepți, pentru inteligenți și pentru înțelepți, stilurile de învățare e clar că sunt diferite. Da? Bun. Aș vrea să vă gândiți, să vă analizați singuri în ce categorie vă încadrați. Pentru că e foarte important. Când aveți o imagine proprie despre categoria în care automat vă așezați mai ușor, puteți să găsiți și un mod de a construi strategic și elaborat o formulă de învățare care să vă convină. Știți, etapele de învățare sunt totdeauna aceleași. Alex o să vă povestească astăzi mult despre etapele de învățare. Dar ordinea în care sunt preluate acele etape de învățare depinde foarte mult de la caz la caz, pentru inteligenți, pentru deștepți și pentru înțelepți. Da? Mai mult de atât, modul în care cineva învață dintre aceste trei categorii diferă de asemenea. Diferă complet. Am luat un text, am început să-l procesez, citesc, mă uit pe el, mă gândesc. Și mă gândesc cum? Mă gândesc activ. Deci ochii merg și mintea merge pe o viteză de 1.000.000 de ori mai mare decât ochii. Și atunci tot ceea ce citesc se și roade. Iar eu, când am terminat de citit un paragraf, am concluziile probabil și care le voi regăsi la sfârșitul cărții. Poate. Pentru o categorie de oameni care și-au antrenat acest lucru. Pe o strategie proprie bună de învățare. Că strategiile sunt individualizate.
De ce s-a etapizat altfel? La unul s-a etapizat într-un fel, la altul într-alt fel. Nu sunt aceleași etapizări. De exemplu, e foarte bine cunoscut că un auditor secvențial învață pas cu pas, învață după manual. Dacă nu învață regulă cu regulă, regulă cu regulă, pierde ceva, el nu poate completa. Nu are creativitate, nu poate regăsi informația mergând către izvoare, pentru că e deductiv, îi lipsește o cărămidă, nu crește casa. E clar. Pe când un vizual spațial vede totul dintr-o dată și după care umblă în haosul lui liniștit și își găsește pe acolo elementele care să navigheze și unde nu le are, le descoperă. Le inventează, le scoate la suprafață singur. Nu are nevoie de informație completă. Vă spuneam că unul lucrează digital, altul analogic. Da. Bun, deci mâna sus, care sunteți inteligenți. Mâna sus, care sunteți deștepți. Bun, haideți să redefinim categoriile, că e foarte important. Deci, inteligentul înțelege regulile și le aplică cu ușurință. Deci are această capacitate de a identifica regulile, care sunt regulile de bază. Cu ce cărămizi de cunoaștere se construiește informația. Deșteptul are viziunea, e deșteptat. Deci are viziunea globală, el vede totul dintr-o dată. El mai departe când citește, recunoaște ceea ce a văzut. Deci nu merge neapărat analizând informația deductiv. Pentru că aia și aia, atunci ai la altă. Nici vorbă. El pur și simplu le vede. Deci vede hărțile. Iar înțeleptul are puterea de a negocia și de a găsi optimul. Negociază și găsește optimul într-o situație dată. Inteligentul, deci, ține minte reguli și operații cu reguli. Deșteptul ține minte concepte, filozofii și idei pe care se le vede în foarte multe contexte foarte diferite, nu trebuie să fie aceleași. Iar înțeleptul ține minte și vede cu totul altceva, adică strategii, formule strategice. Din care, într-adevăr, poate deriva foarte multe alte cunoștințe. Pentru că este, în același timp, și vizual și secvențial. Poate folosi ambele emisfere. Nu neapărat să fie nevoie în același timp. Dar unor se poate întâmpla și în același timp. Și acum, doream să facem o mică investigație ca să vă puteți remarca. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți sau inteligent, sau deștept, sau înțelept, că geniul este doar o chestie de amplitudine pe direcțiile respective. Se poate gândi foarte bine în aceste formule. Să vă identificați, să vă dați seama pentru a putea să vă verificați ce aveți comun în stilul de învățare și în momentul în care Alex va începe să discute despre etapele de învățare, să spuneți care sunt etapele dumneavoastră. Cu ce începeți? Eu încep cu asta, nu cu ailaltă. Și veți vedea că, de fapt, veți avea un comportament pe etape de învățare foarte asemănător cei care sunteți din aceeași categorie. Bun. Mâna sus, cei care sunt încă o dată, cei care sunteți inteligenți. Sus, sus, sus. Așa. Țineți-vă minte unii pe alții. Mâna sus, cei care sunteți deștepți. Bun.
Da, mâna sus cei care sunteți înțelepți. Mâna sus cei care nu știți ce sunteți. Da, e o muncă de identificare a propriilor abilități, dar vedeți că, așa cum vă spuneam, alegerea prioritară pe priorități a etapelor de învățare se face diferit de la caz la caz. Și acum îi dau cuvântul lui Alex, care ne va explica. Observarea. Da. E o întrebare foarte interesantă. Eu pot să le dau un răspuns plecând de la ce lucrez eu cu copiii. Eu am un mic hobby, să preiau copiii care sunt inteligenți și totalmente neperformanți la școală și să lucrez cu ei cu o componentă psihologică majoră, astfel încât ei să-și înțeleagă stilul de lucru. Rezultanta este absolut extraordinară. După puține lecții, când ei își identifică stilul de lucru, înfloresc. Capătă deja rezultate surprinzător de înalte. Toți se miră cum de a ajuns să ia notele foarte mari. Capătă încredere în ei și mai departe își dau drumul la dezvoltare personală. Dar eu am mai discutat în lecțiile trecute despre harta mentală și dezvoltarea personală când tu n-ai fost Aron. Așa. Și nu vreau să reiau foarte mult în lecția de astăzi. Te rog, Alex. Așa. Cât timp împarte Alex? Vă dau un exemplu. Un băiat cu IQ măsurat peste 130 pe un test de inteligență prost, care nu relevă realitatea, probabil că avea la 160, deci foarte inteligent, cu rezultate foarte proaste, care greșea la calcule. Făcea tot timpul confuzii între plus și minus. Până când i-am explicat băiatului că, de fapt, conotația plus și minus nu a fost inițial de operație, ci de separare. Că plusul a fost un simbol masculin, minus un simbol feminin. Și că, de fapt, toată povestea asta era un fel de enumerare, de numerotare a modului în care se pot face cuplurile într-o societate. Structura băiatului este mai androgină, deci nu este nici un supermascul, e un tip foarte pacifist, un tip foarte inteligent. Până nu și-a înțeles acest lucru, că el nu făcea diferență foarte mare între bărbați și femei, între băieți și fete, îi se dă pe toți la fel democratic. Pentru el, diferențe între plus și minus nu existau. După ce a înțeles treaba asta, n-a mai greșit la calcule. Deci, componenta psihologică, apropo de dezvoltare personală, este esențială. Scurt, tendința lui, fiind un vizual spațial total, era să gândească totul haotic și structurat, nu din aproape în aproape, și atunci astea nu erau relevante, plusul și minusul. Au devenit relevante când le-am băgat într-o hartă mai mare.